spuneam în rugăciunea domnească, cum zicem noi, rugăciunea Tatăl nostru, ultima parte zice așa, și nu ne duce pe noi în ispite, și ne izbăvește de cel rău, și apoi se termină cu laude, că cea ta e slava, mărirea, așa și mai departe. Cum adică și nu ne duce în ispite? Și nu ne duce în ispite. Cum adică? Adică Dumnezeu nu poate să fie ispitit să facă rău, nu-i așa? Așa spune Biblia. Dumnezeu nu te duce în ispită, Satana te duce în ispită, tu te duci în ispită, prietenii te duc în ispită, dar nu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te scoată din ispită. Și ca să trecem repede peste chestia asta, m-am uitat și se traduce în trei feluri. Deci cuvântul din greacă se traduce în trei feluri. Nu ne duce în ispite, nu ne lăsa să cădem în ispite și a treia, atrage-ne la tine, căci singuri alunecăm în ispită. Prin concepția vulgata, prin concepția Bibliei catolice, latine, ideea este că Dumnezeu e dur și te rogi de El, Doamne, te rog, și El zice, nu cred, te rog frumos, uite, mă aduc câțiva miei, mai dau bani, mai fac 10 rugăciuni, te rog frumos, fă-i 20 de rugăciuni și mai mă gândesc. Dumnezeu e rău și tu trebuie să-L convingi. În concepția noastră Dumnezeu este bun. Și în loc să aplic traducerea care zic ei și nu ne duce, eu prefer să o aleg pe aia, atrage-ne lângă tine, cum spune Iisus, eu sunt vița, voi să... Că dacă sunt separat de tine, tendința mea este să alunec în ispită. Dar cum se face atragerea? Asta e întrebarea. Ideea este nu să, ca Dumnezeu să ne atragă la El, pentru că noi știm asta. Vă rog eu frumos să vorbiți în pungă și să vărsați punga afară. Ok, mulțumesc. Cum adică să ne atragă Dumnezeu la El? Că teoretic, noi știm treaba asta, teoretic, dar practic ne luptăm puțin. Cum ne poate atrage Dumnezeu la El? Cum se întâmplă treaba asta? Cu magnet? Cum se întâmplă? Păi, frații mei, când am terminat Andrews-ul și m-am mutat în district, m-a chemat și pe mine unul din district care era așa mai puțin mai înstărit. Zice, pastor, ai jucat vreodată golf? Zic, tată, n-am jucat în viața mea golf și golful e scump, nu-i de mine. Adică eu trebuie să joc așa, ping-pong, ăla e mai ieftin, nu golf. Că la golf, la fiecare joc, te costă o avere. Zice, nu, vină la mine. Deci eu stau aici chiar lângă golf, lângă terenul de golf și zice, eu pun clubs, adică cum se numesc alea, nu știu cum se numesc, da, whatever, ok? Deci eu pun mingile, eu pun tot și tu și am și golf cart, adică mașinuța, tu vii și te joci cu mine. Zic, băi, nu știu, te învăț eu. Și omul m-a luat. Și vreau să vă spun că aveam aici poze, dar știți și dumneavoastră cum arată o bâtă din aia de golf. Omul m-a luat și mi-a arătat el întâi, A pus acolo mingea de golf, s-a așezat așa cu picioarele, s-a făcut așa puțin, așa. A îndoit puțin genunchii de parcă avea la schiuri, așa parcă avea arcuri. A prins aici și mi-a arătat cu degetele astea așa, mi-a arătat el cum ții clubul, cum ții bâta și zice, te așezi bine, te dai așa, te învârți. Pum, a dat și cum s-a învârtit așa frumos, parcă balet, s-a dus mâna așa, s-a uitat, a stat ca o statuie, apoi s-a întors și zice, ai înțeles? Zic, nu, mă arată o dată. Mi-a arătat încă o dată, mi-a explicat teoria, mi-a explicat cum ții picioarele, cum ții mâna, cum ții bâta, cum ții mingea, cum te învârți cu corpul, cum ții capul. Mi-a explicat toată teoria, mi-a arătat, deci știam teoria, m-ați înțeles ce știam? Teoria, mi-a arătat practic, știam teoria, știam practica. Când mi-a dat și mie, deci mi-a explicat. M-am așezat eu frumos, știam teoria, am repetat teoria, toate doctrinele, toate legile, le știam foarte bine. Acum am încercat practic, mă înțelegeți? Am încercat practic. Când am dat, s-a dus mingea în apă, era un lac acolo, cred că am omorât doi pești. Și zice, băi frate, nu înțelegi, hai să mai facem un seminar, mai mergem, Mark Finley, Pavel Goya, mai facem un Sean Bunstra, Doug Bachelor, și mai ascultăm un seminar, mai poate că devenim sfinți. Mi-a repetat din nou teoria, știam toată teoria, mă înțelegeți? Știam teoria, mi-a arătat practica, am încercat din nou, în pădure. Fuai, dacă mai încerc o dată și fac efort, poate reușesc să fiu mai aproape de Hristos, poate reușesc să fiu mai sfânt. Încercăm din nou și din nou și din nou și din nou, frate, în putere umană. Dacă te forțezi, frate, reușești. Am știut teoria, am luat poziția, am încercat din nou și, frate, am săpat o palmă în pământ. Când am dat cu clubul, am luat și iarba, nu numai mingea. M-am enervat că am dat de azvârlita și cu clubul, cu bâta. Și zice, calmează-te, frate, doar trebuie să încerci din nou. Și zice, să spun, nicio problemă că toți greșesc. Păi frate, asta nu mă ajută pe mine, că toți păcătoși, ce las că și așa și ele sunt păcătoși, stai liniștit. Nu mă ajută. Ce să fac? Știu teoria, așa este? Încerc practic, dar mingea merge tot aiurea.
Și omul se uită la mine, știu greșeala ta. Care e? Zice, mingea prea rea. Nu. E bâta. Nu. Zice, las că salții ca tine. Zicea, în fiecare zi eu nu trebuie să cumpăr mingi. Așa de rău, dar oamenii că eu doar culeg mingi câte o gălată pe zi de pe câmp. Cât de mult greșesc oamenii. Și zice, câteodată culeg și bâte din astea de... Căci unii din greșeală dau cu bâta, alții ca tine se enervează, zice, nu trebuie să cumpăr. Zice, tu dacă tu ești alții cât de mult greșesc, stai liniștică și tu ești la fel. Nu mă încălzește pe mine că toată biserica e greșită. Nu? Și zice, uite care e secretul. Zice, care e secretul? Zice, tu te uiți încolo, încolo, încolo. Dacă vrei să dai bine, trebuie să ții ochii pe minge. Zic, pe minge îi țin, frate. Ce? Nu, te-am văzut eu când ai dat și ochii s-au dus încolo. Păi ce, m-am uitat să-mi dau în baltă. Păi de-aia ai dat în baltă. Trebuie să ții ochii pe minge. Trebuie să ții ochii pe minge. Trebuie să ții ochii pe minge. Nu pe probleme, nu pe păcate, nu pe tine, că te descurajezi, nu pe alții, că devii mândru, nu pe ispite, nu pe... Să ții ochii. Asta au făcut cei 10 iscoade. Au ținut ochii pe pereți, au ținut ochii pe armată, au ținut ochii pe probleme, nu pe Hristos. Cântarea zice, turn your eyes upon Jesus. Întoarceți ochii spre Hristos. Pavel zice, uităm ce este în urmă, ne aruncăm spre ținta înainte și ținem ochii pe căpetenia desăvârșirii. Ochii pe Hristos. Ochii, teoretic știm, așa de simplu, nu e așa? Ochii pe Hristos. Gata, e aceeași. Practic, ființa umană are tendința să se uite la orice altceva, numai la Hristos nu. Și în Biblie spune așa, că noi ne uităm ca într-o oglindă și suntem schimbați din slavă în slavă, din glorie în glorie, din creștere în creștere, din desăvârșire în desăvârșire, suntem schimbați din slavă în slavă prin ce? Prin? Fraților, ne-ați mâncat. Așa zice în română. În original ce by beholding, prin a privi spre Spiritul lui Dumnezeu, prin a privi spre caracterul lui Dumnezeu, prin a privi spre jertfa lui Dumnezeu, prin a privi. Ellen White spune așa, zice, the foot of the cross, la piciorul crucii, ascultați cu atenție, la piciorul crucii, pe măsură ce ne uităm la el, cu cât ne luăm mai mult timp să ne uităm la el, cu atât îl cunoaște mai bine. Și zice, în momentul în care începem să-L cunoaștem, zice, suntem schimbați din slavă în slavă, fără efort personal sau uman. Și zice, by beholding, prin a ne fixa ochii pe El. Prin a ne fixa ochii pe El. În pustie, când izraeliții au fost mușcați de șerpi, ce le-a spus Moise să facă? Să-și fixeze ochii pe șarpele de aramă, care îl pui pe șarpe, pe Iisus a fost pe cruce, nu șarpele, și cum adică pui șarpele pe băț? Păi a reprezentat că de fapt pe cruce n-a murit Iisus, ci pe cruce Iisus a fost victorios și a murit Satana. Victoria prin moartea lui Iisus, de fapt el a fost victorios. Îți pui ochii pe cruce, ești biruitor prin a privi. Vreau să vă gândiți bine. Isaia, nu? Spune până în capitolul 6 și spune spirit profetic, că era un, deși fusese chemat cu 15 ani înainte la lucrarea lui Dumnezeu, fusese un păcătos. Adică Isaia era un adventist veritabil. Știți de ce? Zice, vai de ăia care vin la biserică târziu, vai de ăia care pleacă de vreme, vai de ăia care construiesc case, vai de ăia care se ocupă numai cu asta, vai de ăia care zic bine rău și rău bine, vai de... Ați văzut roată în biserică unul? Uite și sora aia, uite și pastor, uite și ăla, uite. Ați văzut roată unul în ala? Când arată cu degetul la toți, cu un deget în față și cu trei spre el, ați văzut vreodată? Ați văzut vreodată în biserică vreunul așa? Ați făcut vreodată așa? Ați judecat vreodată pe cineva? Aha. Și eu. Trebuie să mărturisesc, nu? Spune spiritul profetic, aceea care judecă pe alții își atribuie caracterul lui Satana. Aceea care judecă pe alții își atribuie caracterul lui Satana. Cam dur. În capitolul 6, Isaia, și nu este subiectul, doar vă dau un exemplu, îl vede pe Dumnezeu în templu. Și când îl vede pe Dumnezeu în templu, zice, înainte zicea, blestema să fie, vai de ăia, vai de ăia. Și când zice, vai de mine. Pentru că dacă mă compar cu ăia, spar mai bun. Când mă compar cu Hristos, îmi dau seama că sunt un nenorocit. În momentul în care îl vede pe Hristos, ce se întâmplă cu Isaia? Când îl vede pe Hristos, ce se întâmplă cu el?
Repede, primul lucru zice, vai de mine, recunoaște că eu sunt un om cu buze necurate care trăiesc în mijlocul unui popor, deci îți recunoaște păcatul că și el nu e mai bun ca celălalt. Frate, nu ești mai bun, nu ești mai bun ca celălalt. Comparat cu ăsta, cu ăsta, poate că ești un milimetru deasupra. Comparat cu Hristos, suntem toți o apă și un pământ. Vieni. Își mărturiește păcatul. Doi, este iertat. În clipa aia când își mărturiește, este iertat. Dar trei, primește o haină nouă. Patru, zice, du-te. În momentul ăla ești bun de misiune. Când tu ții ochii pe Hristos, nu când judești pe unul și pe altul. Când îl vede pe Hristos, Isaia e schimbat. Daniel, când îl vede pe Hristos, se prăbușește și zice, am fost ca mort. Ezechiel, când îl vede pe Hristos, zice, am fost fără putere, m-au lăsat puterile. Ioan, când îl vede pe Hristos, cade și nu are putere să ridice și trebuie să-l atingă. De ce, frate, nu te prăbușești când îl vezi pe Hristos de câte ori la rugăciune? Pentru că nu-l vezi pe Hristos, ci pentru că faci o rugăciune de rutină. Pentru că în prezența lui Dumnezeu nu poți să rămâi în picioare. În prezența lui Dumnezeu te prăbușești. În momentul în care îți pui ochii pe Hristos, atunci îți dai seama de cine ești. Atunci îți dai seama de nevoile tale. Atunci îți dai seama de iubirea Lui. Atunci îți dai seama de puterea Lui. Atunci Dumnezeu poate să te ajute să te schimbi. Când îți ții ochii pe El. De exemplu, vin fariseii cu merii, o trag pe nisip și o aduc la Iisus și spun, uite, a păcătuit, ce facem? Trebuie să o omorâm cu pietre. Merii a încercat din nou și 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 de fiecare dată a căzut și de fiecare dată a căzut. Încerci, păcătuiești, iar încerci, iar păcătuiești, îți cere tare, Doamne, iartă-mă, și după aceea păcătuiești nu același păcat și apoi îți cere iertare din nou și apoi păcătuiești nu același păcat și apoi îți cere iertare din nou. S-a întâmplat vreodată? Nu trebuie să răspundeți în mintea noastră. S-a întâmplat vreodată să-ți cere iertare, să faci același păcat? S-a întâmplat? Și apoi nu-ți vine să te mai rogi că ți-e rușine că ai păcătuit iar, zici, de câte ori? Știi cum vine asta? Zice, iar sunt bolnav, nu mai mă duc la doctor că sunt bolnav, stau și eu până mă simt bine și mă duc după aceea. Niciun sens. Tocmai pentru că ești bolnav trebuie să duci la Hristos. Că nu cei sănătoși au trebuință de doctor. Și păcătuiești din nou și te iartă și te duci din nou până nu-ți vine să te mai duci. Așa a făcut Meri. De 7 ori. În greacă, în original, zice de multe ori. De 7 ori. Și până la urmă, probabil că a renunțat săraca. Ăștia au dus la Hristos, ce să facem, să omorâm? Iisus spune, scrie acolo în nisip, ca poruncile pe piatră, ci poruncile scrie pe piatră, păcatele pe nisip. Scrie pe nisip, ăia citesc, văd și pleacă și Iisus spune, unde sunt ăia care te condamnă? Și Meri își ridică ochii și ce au plecat. Și apoi, dacă vă uitați atenți, în greacă ce și-a întors ochii spre Hristos. Și ce nici eu nu te condamn. Și sora îi spune așa. Dacă noi ne punem ochii pe Hristos, darul de necondamnare, darul de no condemnation gift, darul de a nu ne condamna, care este un dar prin credință, dacă îl înțelegem, în momentul în care înțelegem jertfa și înțelegem că noi nu suntem condamnați, în momentul ăla noi nu mai simțim nevoia să condamnăm pe alții. Când credem că suntem condamnați, îi condamnăm și pe ceilalți ca să acoperim păcatul nostru, că las că nici ăla nu-i bun. Toți dau cu mingea de golf greșit. În momentul în care înțelegi că tu nu ești condamnat, nu mai simți nevoia să-i condamni pe alții. Și ce în momentul ăla înțelegi harul lui Hristos. Și când înțelegi harul lui, în momentul ăla Dumnezeu începe să lucreze în inima ta voința și înfăptuirea. Țineți ochii pe Hristos. Țineți, de-aia spune Iisus, rămâneți în mine. Cine are pe Hristos are viața. Cine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Acolo când zice cine cheamă numele, nu zice cine cheamă, ci este un prezent continuu repetitiv. Adică cine continuă să cheme numele Domnului, continuu, din nou și din nou și din nou și din nou și din nou, tot timpul. Doamne vino, Doamne vino, Doamne vino, Doamne vino, am nevoie de tine și acum și peste o oră și mâine și poi mâine, fără tine nu-s nimic, Doamne vino, vino din nou. Cine face treaba asta, va fi mântuit. Pentru că cine are pe Hristos are viața sau Hristos în voi nădejdea slavei. Frații mei, mi-amintesc când am fost... Când eram în România, în fiecare an mergeam la munte, la mare, în sfârșit. Mi-amintesc când ne-am dus la mare cu copiii noștri și cu copiii lui sorume. Și am ajuns la mare, aveam o Dacia 1100, dar cine își amintește Dacia 1100? Sunteți bătrân ca mine, dacă vă amintiți. Dacia 1100, da, o pătrățică, așa ca Mr. Bean, de ții genunchi în gură. Ia, o mașină din aia micuță la mine, era așa de ruginit florul, că când trăgeam prin apă, ridicam picioarele ca să nu ne udăm. Așa, erau găuri în podea. Aveam o Dacia 1100, ne-am dus la mare și ai mici, Andrei, nepotul meu, și cu Gabi, fiul meu, și cu Ovidiu, și cu Andreea s-au apucat să vorbească. Și noi, băi, culcați-vă, băi, putem să mai stăm o oră, că a zis că în vacanță și că sâmbătă seară ne lași o oră în plus. Puteți stați o oră. Puteți să ne ducem la mașină să povestim? Duceți-vă la mașină, era chiar în fața geamului, dar să vă vedem. Stați la mașină, peste o oră veniți înapoi. S-au dus la mașină și s-au apucat și aveau porumb
amintiți ce porumb băieți sau semințe băieți sau ce vindeau pe la mare așa? Aveam porumb, au mâncat porumb, au mâncat prune, au băut apă, au mâncat miere, au mâncat porumb, au mâncat prune, au băut apă, au mâncat porumb. Vă dați seama ce s-a întâmplat în stomacul lor de copii? Unde se ducă dacă vin în casă, îi pedepsim? S-au dus în jurul mașinii. Și au stat, noi de vorba am uitat de ei, au stat până la 1 noaptea cu lumina aprinsă. Ce s-a întâmplat cu bateria de mașină? Bateria a murit. Vin pe la 1 în casă, așa îi spășiți, nu mi-au spus că băi, mașina s-a stins și nu, gata, e moartă bateria. Dimineața mă duc și nimic. Și spun soției, treci tu la volan că eu împing. Vreți să vă mai povestesc sau aveți imaginație? Când am împins, am alunecat și am căzut. Și zic, mai, ați distrus bateria? Uite ce ați făcut în jurul mașinii? Și soția aici, calmează-te. Și ce? Zic, cum să te calmezi, mă, că vreau să fiu calm, dar nu pot. Ce? Păi cum, nu știu, ce, luptă-te. Cum să te calmezi, frate? Când se întâmplă și asta, când se întâmplă și asta, când mai calci și în asta, când se mai întâmplă și asta, când mai primești telefonul ăsta, când toți te supără, cum să fii calm, frate? Pentru moment uiți de credință și explodezi și zici trei vorbe. Și pe aceea îți cer iertare. Cum e? Cum e că dacă e cineva iut, păi eu sunt între ei aiuți, mă înțelegeți de fire. Și îți vine, după aceea îți cer iertare, nicio problemă. Cum să te calmezi? Păi să vă spun, mie îmi place să-mi fac pantofii lucioși. Și când îi văd cu o ropată, înnebunesc. Și când eram tânăr, în București, pe vremuri, când venea tramvaiul, se făcea ciorchinele ca de struguri la ușa tramvaiului sau la ușa autobuzului, că era ușa autobuzului înclinat și dacă vedeți în poze vechi pe internet, erau oamenii așa, atârnau de la ușă. Și ca să mă duc la școală, mă prindeam și eu de o bară și stăteam și eu cu ciorchinele și pleca autobuzul așa, pe o rână, cu oamenii atârnați de autobuz, cine și-amintește, da? Ok. Și când reușeam să mă sui de autobuz, eram fericit, parcă am ajuns în cer. Și când mă cu atâta aglomerație de oameni, mă călcau pe picioare. Și am, uite-te unde calci! Și mă călca altul, mă plecam, mă ștergeam, mă călca altul, mă plecam, mă lua stomacul. Băi, dar toată lumea nu, mă calci pe picioare, măi. Și în fiecare zi eram nervos, când mă duceam la școală, eram nervos că mă calcă lumea pe picioare. Și la un moment dat mă țineam de bar în autobuz și stăteam cu picioarele sub scaunul celulat ca să nu mă calce nimeni. Și nu știu cum făceau, că tot mă călcau. Și l-am sunat pe tata. Sau când m-am dus acasă, am vorbit că el nu mai știu. Zic, mă, Goia, vreau să fiu calm. Când sunt cu ăștia mă enervez, când mă duc la școală mă enervez, când sunt la biserică mă enervez, ce să fac, mă, să fiu calm? Și tatăl meu zice, băi, tu ți-amintești când erai tânăr și avea bunica un câine alb, Jerry? Zic, da, mi-amintesc. Tu ți-amintești, mă, când prindeai purici de pe câine? Da, mi-amintesc. Tu ți-amintești ce făceai cu purici? Da, mi-amintesc. Îi puneam în cada de baie și mă uitam cum săreau. Deci a scăpat vreun purece? Niciunul. Au încercat și apoi au murit. Își mai rupeau și picioarele, săraci purici. Și au reușit vreun purece cu tot efortul să sară peste gadă? Nu. Ce, păi tu ești purecul ăla, mă, tu încerci să sară peste gadă când te luți cu păcatul. Păi ce să fac? Și ce, s-a uitat la mine și ce, San, fiule, așa mi-a zis, tu nu scoți întunericul din tine luptându-te cu întunericul. Tu scoți întunericul din tine când aprinzi lumina. Întunericul pleacă singur. Și ce, tu nu-ți golești mintea de păcat prin a te lupta. Și totdeauna lupți. Și tu-ți golești păcatul din minte prin a-L invita pe Hristos în minte. Hristos și Satana nu locuiesc împreună. Când Hristos vine înăuntru, Satana pleacă afară. Și lupta ta nu este să te lupți să fii răbdător. Nu este să încerci să fii corect. Nu este să mănânci atâta și așa și să faci asta. Ci lupta ta este să fii plin de Hristos, să ții ochii pe căpetenia desăvârșirii, să uiți ce este în urma ta, să te arunci spre cei dinainte cu ochii fixați pe Iisus, pe caracterul Lui, pe crucea Lui, pe meritele Lui. Și soră Aita are un paragraf extraordinar. Mi s-a stins computerul, s-a dus la culcare, că zice că e sabat, auzi? Soră Aita are un paragraf extraordinar, extraordinar. Zice dânsa, zice, vorbim de neprihănire, calea către Hristos, pagina 49, vorbim de neprihănire, de creșterea spirituală, de biruință. Banii nu pot să cumpere neprihănirea. Intelectul și înțelepciunea nu poate să o procure. Înțelepciunea nu poate să ajungă la ea. Lupta personală nu poate să o câștige. Tu nu poți niciodată să speri ca prin eforturi umane să reușești să biruiești. Tu nu poți niciodată prin eforturi umane să biruiești. Dar Dumnezeu ți-o oferă
ca un dar, fără bani și fără preț, printr-o relație continuă cu El. Hristos în voi. Rămâneți în mine și eu în voi. Abide in me, abide in me. Rămâneți în mine și eu în voi. Și cine rămâne în mine, produce fruct. Și cine se separă de mine, zero. Și noi preferăm să facem orice fel de efort decât să înțelegem că rugăciunea este respirația sufletului și că trebuie tot timpul, tot timpul, tot timpul, tot timpul să fim conectați. Satana știe că în momentul în care te desprinzi de Hristos, te poate ataca. Dar în momentul în care ești cu Hristos, n-are nicio putere asupra ta. Și de aceea, rugați-vă fără încetare. Cum biruiești? Printr-o relație continuă cu Hristos. Datoria noastră, cea mai mare în viața de creștin, este să fim continuu conectați de Hristos. Dacă Iisus s-a rugat neîncetat, cu atât mai mult noi trebuie să fim conectați de Hristos. Cu atât mai mult. Mi-amintesc, acum, câțiva ani în urmă, nu de mult. Eram în Wisconsin, prin 2003, 2004, 2005, 40 pe undeva. Și mă sună Biserica Română din Chicago că pastorul a plecat, s-a mutat și că n-au pastor. Și ajută-ne și pe noi, frate Pavel, că suntem prieteni, ne cunoaștem de mult, uite așa, așa. Da, ne cunoaștem din Grant, din Severin, din Cutare, din excursii la munte, la mare și în orice împrejurare. Zic, ok, hai că vă ajut. Am eu aici biserica mea, de la biserica mea până la voi sunt 2 ore jumate, termin de predicat la mine la 12, în loc să mănânc, mă sui în mașină, conduc cu viteză, așa de repede că dacă mă prindea poliția, am luat carnetul de pilot, nu de mașină, că zburam. Și, deci, conduc 2 ore jumate, ajung la voi, predic la voi și apoi am o biserică în Monroe, care este la 170 de mile, care numai ce am plantat-o, care este nouă și la 7 am întâlnire cu ea. Deci predic la voi o oră, apoi mă sui în mașină și fug și ajung și la ea. Auzi, mă sui, mă duc la Chicago, mă sui în mașină, fug și conduc așa că zburam mai repede decât îngerii. Și cum conduc, ajung la granița dintre Illinois și Wisconsin. Și la graniță era toll, adică iPass, adică plătești. Și pe vremea aia nu era ca ai acolo o chestie și îți ia banii magnetic sau automatic. Pe vremea aia era o pâlnie așa și aruncai banii în pâlnie când treceai pe la toll. Știți de ce vorbesc? Ok. Când ajung acolo, așa fac oamenii care sunt sănătoși, nu? Nesănătoși la minte, zic, când ajung acolo, că atunci când te duci la cumpărături, dacă sunt 3 casiere, te uiți, că aici sunt 5 oameni, aici sunt 5 oameni, aici sunt 2, acolo te duci. Sau aici sunt 3, aici sunt 3, aici sunt 3, dar ăsta are mult în cărucior și ăsta are puțin. Unde te așezi? Unde are puțin? Așa e? Așa facem cu toate, ne grăbim și cu rugăciunea și cu studiu, repede, repede, repede. Cantitate, nu calitate. Mă uit eu și la toluri, erau 5 toluri. Erau 5 toluri. 3 mașini, 3 mașini, o mașină. 3 mașini, 2 mașini. Când sunt 3, 3, 3, ce faci? Te uiți așa, ăsta este Buick, e un moș. Ăsta e Porsche, e un tânăr. Te așezi în spatele Porsche-ului sau BMW, că ăia pleacă mai repede. Te așezi la mașina cea mai sport, că ăia pleacă mai repede. M-am uitat eu, 3 mașini, 3 mașini. 1, 2, 3. M-am așezat unde era una. Și mă uitam la ceas. Ăia, și dacă ești bolnav, ce faci? Când ești aici, te uiți că dacă ai fi fost în coadă acolo, unde ai fi fost acum? Și mă uitam cum pleacă și zic, acum aș fi fost al doilea, acum aș fi fost primul. Iar asta nu se mișcă. Zic, băi, femeie, acum fabrici banii, măi, come on, plătește și du-te. Stătea pe loc, nimic. Am început să mi se râche stomacul, am început să mă doară stomacul și am început să gând, Doamne, te rog să mă rog, dă-mi răbdare că nu mai pot, cred că mor aici, dă-mi răbdare. Stai tare, nispită și... În sfârșit, femeia, nimic și la un moment dat... În sfârșit mișcă mașina și când aruncă banii, în loc să-i arunce în pâlnie, aruncă banii lângă. Ai băut, frate? Ce ai făcut? Și după aceea vrea să dea înapoi, că nu putea să deschide ușa de pâlnia aia, lovea și să dea înapoi ca să deschide ușa. Și eu eram deja în spatele ei și a claxonat, mă dau eu înapoi, să dă ăla din spatele meu înapoi, să dă și ea înapoi, deschide ușa, adună banii de pe jos, după ce adună banii de pe jos, se duce... Și plătește la femeia care era dincolo de fereastră la ghișeul ăla și începe să stea de vorbă. Păi cu asta a umplut paharul. Am claxonat. Zic, ce faci, mișcă-te! Se uită la mine și îmi face cu mâna. Zic, soția, calmează-te, tu trebuie să fii biruitor, tu ești pastor. Dacă vine la evanghelizare și te vede, ce mai zici? Asta nu vine la evanghelizare, lasă-mă în pace. Mă sui în mașină. În sfârșit pleacă, Doamne ajută. A plecat, a ajuns și eu și când s-arunc banii, femeia de la geam zice, nu! Tu nu trebuie să plătești că a plătit femeia aia pentru tine. Zic, ce? Zice, a venit, îi tremurau mâinile, nu găsea bani în geantă, când i-a găsit, i-au căzut din mână, plângea că a primit telefon că fiul ei a avut accident de mașină și este la urgențe, nu se știe dacă o să scape, plângea și zice, ce răbdător e domnul ăla din spate. Zice, mi-a făcut și cu mâna.
Și zice, dacă e așa de răbdător sărac, o să plătesc pentru el. Vă dați seama cum am simțit? Așa te simți, frate, când uiți că Hristos trebuie să trăiască în tine. Și răbdarea nu o schimbi că ești răbdător. Pentru că chiar dacă tu schimbi aspectul exterior, firea nu o poți schimba. Firea rămâne, inima rămâne la fel. Și cum se petrece schimbarea? Prin rugă totul se împlinește. Ceea ce noi nu înțelegem este că în loc să fie o viață de eforturi personale ca să obținem biruința, trebuie să fie o viață de legătură personală. Nu o viață de efort, ci o viață de legătură îți va da biruința. Cine este în Hristos, cine rămâne în Hristos, rămâneți în mine. Mai mult decât atâta, spune Iisus așa, dacă un bob de porumb sau de grâu nu cade în pământ și moare, nu va produce fruct. Păi frate, e mult mai ușor să ții sabatul și să mănânci brocoli decât să mori. Prefer să fac orice pentru biserică, să dau bani, decât să mor. Adică cine îi place să renunțe? Să renunți cu totul, să fii mort. Nu-i place nimănui. Și Dumnezeu asta își cere. O moarte totală față de tine dacă vrei să ai o viață totală cu Hristos. Credința adevărată nu este un set de forme pe care le faci pentru Domnul, ci credința adevărată este o moarte față de tine. Dacă Iisus a murit, tu cu atât mai mult și eu trebuie să murim. Pentru că dacă vrei să ai parte de învierea cu Hristos, trebuie să ai parte și de moarte. Și Pavel nu spune și să fiu una cu El, sau să fiu una cu viața, sau să fiu una cu gloria Lui, ci să fiu una cu suferințele Lui. Cine, frate, se roagă, Doamne, vreau să fiu una cu... Dă-mi, te rog, niște suferințe. Cine se roagă așa? N-am auzit niciodată. Să fiu una cu suferințele Lui, să fiu una cu moartea Lui, ca să pot să fiu una și cu învierea Lui. Cine se roagă așa? Dar biruința adevărată este când tu ești una cu moartea Lui. Mori față de tine pentru că până la nivelul la care tu ești mort față de tine, până la nivelul ăla exact, nu mai mult, nu mai puțin, Dumnezeu e viu în tine. Unde tu ești în viață, Dumnezeu e mort. Unde tu ești mort, acolo Dumnezeu e în viață. Nu poți să conducă amândoi. La volan e numai unul. Când tu conduci, nu conduci el. Când tu mori, te dai la o parte, atunci conduce Dumnezeu viața ta. De-aia nu avem biruință. Pentru că noi încercăm să fim și cu Dumnezeu, dar să fim noi în control. Să știu eu ce se face și cum se face. Și nimic. În viața personală, în familie, în servici, în biserică, în orice, până Iisus nu este în control asupra vieții tale, religia va fi o luptă fără biruință, o luptă în zadar, o pierdere de timp fără fruct. De aceea nu avem fructe în viața noastră. Numai când mor față de tine, Iisus preia controlul și când Iisus preia controlul, atunci ai biruință. Și tu când mor față de tine, ai impresia că pierzi tot. De-abia atunci câștigi. Pentru că cine își pierde viața pentru mine, o va. Și cine încearcă să-și câștige viața, o va. Numai prin a renunța la tine poți să salvezi viața. Numai prin a renunța la tine poți să crești, să fii mântuit. Numai prin a renunța la tine poți să-L ai pe Hristos în control în viața ta. Țineți ochii pe cruce. Din nou și din nou. Zice, at the foot of the cross, zice, la piciorul crucii. By beholding his character, prin a ne uita la caracterul lui, zice, prin a reflecta, a medita, a privi la crucea lui, la jertfa lui, la iubirea lui, la caracterul lui, la iertarea lui, la făgăduințele lui, la promisiunea lui, la tot ce este el, prin a privi la el, spune dânsa că fără efort omenesc suntem schimbați din glorie în glorie, tot mai mult în imaginea lui Iisus. Pentru că, frații mei, cu ce-ți umpli mintea, aia devii. Îți umpli mintea cu sport, devii avid după sport. Îți umpli mintea cu Hristos, devii ca Hristos. M-ați înțeles? Biruința nu se obține prin a te lupta, ci prin a-ți umple mintea cu Hristos. Lucrurile la care meditezi sunt ceea ce tu devii. Este un paragraf aici care încerc să-l găsesc într-o secundă și 30 de minute, numai puțin. Zice așa, calea către Hristos, pagina 51. Tu ești un păcătos. You are a sinner, you cannot change yourself. Tu ești un păcătos. Tu nu te poți schimba pe tine. Tu nu poți să schimbi inima. Tu nu poți să schimbi păcatele din trecut sau natura pentru viitor. Ascultați. Dar Dumnezeu ți-a promis că Hristos în tine
I can do all things. Pot să fac totul în Hristos care... Pot să fac totul în, nu eu, în Hristos. Dar Dumnezeu ți-a promis că Hristos când este în tine, El va face asta în tine. Și acum paragraful următor, sentence-ul, cum să zic, propoziția următoare. Tu trebuie să crezi că Dumnezeu care ți-a promis va face asta chiar dacă tu nu înțelegi. Tu trebuie să crezi că Dumnezeu care ți-a promis va face asta. Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu simți, frate, am încercat, dar nu simt că Domnul e în mine. Stai liniștit că nu o să simți când e Domnul tine, că oleu, se mișcă Domnul. Nu simți nimic, frate, trebuie să crezi cuvântul și promisiunea și iubirea și puterea Lui. Și acum ascultați cu atenție. Dacă tu crezi, ascultați cu atenție aici. Dacă tu vrei să crezi în El, trebuie să-L cunoști ca să crezi în El. Și dacă tu crezi în El, El va lucra și te va face întreg. Nu aștepta, nu aștepta să simți că Dumnezeu lucrează, ci spune cu voce tare, cred pentru că El mi-a promis în cuvântul Lui. Cred că El mi-a promis în cuvântul Lui. Spune, frate, cred că El mi-a promis prin cuvântul Lui. Cred că Dumnezeu lucrează în mine pentru că mi-a promis. Dumnezeu nu minte, cred că Dumnezeu lucrează în mine. Vă dați seama, Dumnezeu lucrează în mine. Cum pot să pierd? Cum pot să pierd dacă Dumnezeu lucrează în mine? Dacă eu lucrez în mine, altă poveste. Spune cu voce tare, spune dânsa, cred pentru că Dumnezeu mi-a promis și pentru că tu exersezi credință, Dumnezeu va continua să lucreze. El te va face întreg. Nu puterea ta, ci prezența Lui în tine îți dă victorie. Nu e minunat? Și atunci de ce ne forțăm? De ce ne forțăm prin putere umană? Ia. Prin simplu act... Calea către Hristos, pagina 51. Prin simplu act de a crede că Hristos lucrează în tine și de a ține ochii pe El, tu deja ești un copil al lui Hristos și Dumnezeu te iubește pe tine la fel de mult cum îl iubește pe Iisus Hristos. Dumnezeu te iubește pe tine la fel de mult cum îl iubește pe Fiul Său Iisus Hristos. Dumnezeu te iubește pe tine la fel de mult cum îl iubește pe Hristos. Poți să-ți dai seama de treaba asta? Dumnezeu te iubește pe tine la fel de mult ca pe Hristos? Auzi? În momentul în care privim spre cruce, scrisoarea numărul 20 din 1897, în momentul în care contemplăm crucea, în momentul în care contemplăm crucea, prin a privi spre Hristos, suntem transformați în imaginea Lui. Dacă bărbații și bisericile din biserică ar contempla crucea și iubirea lui Hristos, ce spune Pavel? Nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe răspuns. Dacă bărbații și femeile din biserică ar contempla și ar ține ochii pe Hristos și pe crucea Lui, ar primi putere, curaj, credință și biruință. Bible Commentaries, volumul 5, pagina 1132. Frații mei, țineți-vă ochii pe Hristos. Spuneți-o la un alt paragraf și că ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să petrecem cel puțin o oră. V-am închis paragraful. Ar fi bine pentru noi în fiecare zi să petrecem cel puțin o oră punându-ne ochii pe Iisus, viața Lui și jertfa Lui, în special cedința ultima săptămână din viața Lui. Și apoi continuă. Când ne punem ochii pe El, îl cunoaștem mai mult. Și extraordinar ce zice. Cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât îl iubim mai mult și ascultați cu atenție. Cu cât îl iubim mai mult, cu atât iubirea pentru alte lucruri începe să dispară. Cu cât îl iubești pe El mai mult, cu atât celelalte lucruri începe să nu mai fie așa de importante, dispar. Și în momentul în care îl iubim pe El desăvârșit, celelalte lucruri nu mai avem nevoie de ele. Și avem încredere că El le va provide, El va avea grijă. Și când îl punem pe El cu totul pe primul loc, El va avea grijă. Hristos în voi. Rugăciunea este modul în care te legi de Hristos. Rugăciunea și studiu. Nu de a-ți face datoria, ci pentru a-L cunoaște pe Hristos. Pentru că să-L cunoști pe El este viață veșnică. Vreau să vă... Dacă Pavel zice, Pavel, apostolul zice, ce wretched man, ce păcătos sunt, cel mai mare de păcătoși, cine mă va elibera din acest trup de moarte? Dacă Pavel spune asta, știți când? Și când zice și să-L cunosc pe Hristos, și să-L cunosc pe Hristos și suferința Lui, știți când spune Pavel treaba asta? La 29 de ani, la 29 de ani, după drumul spre Damascus. Deci Pavel, 29 de ani după convertirea lui, aproape 30 de ani, a fost în viziune în cer, a fost bătut pentru, biciuit, bătut
pentru credință. A fost dat cu pietre, a fost pe vas și s-a prăbușit vasul și a ajuns într-o insulă. După ce a trecut prin toate chestiile astea pentru Hristos, după 29 de ani de pocăință, Pavel spune: ce vreau? Vreau să-L cunosc pe Hristos. Păi dacă Pavel după 29 de ani nu-L cunoaște pe Hristos, cine sunt eu și tu să crezi că tu-L cunoști pe Hristos? Pentru că Solai spune, cunoașterea de Dumnezeu nu este un eveniment la botez, ci este un proces de zi cu zi toată viața. Cât trăiești, trebuie să fii mai aproape, mai aproape, mai aproape, mai aproape, mai aproape, mai aproape. Și zice dânsa, pui ochii pe El. Cu cât îl înțelegi mai mult, cu atât ești umplut de iubirea divină, cu cât ești umplut de iubire, cu atât îl iubești mai mult, cu atât iubești mai puțin lucrurile. Cu cât faci loc mai mult de Hristos, cu atât ai mai puțin loc de altele. Așa biruiești. Nu prin a te lupta cu altele, ci prin a iubi pe Hristos. Vreau să caut un paragraf sau două și să încercăm să ne apropiem, că nu știu câte minute m-am. 20 m-am timp. O, Domnul să fie lăudat. Zice, a avea o formă de religie, cum facem noi când mergem la biserică, Disear of Ages, pagina 676, a avea o formă de religie nu schimbă caracterul. Numai o conexie continuă cu Hristos schimbă caracterul. Unitatea cu Hristos aduce armonie în viața noastră cu Duhul Sfânt. Unitatea cu Hristos, Testimonii, volumul 8, pagina 246. Și ăsta era paragraful, l-am găsit, Domnul să fie lăudat. OHC, pagina 339. Auziți, mințile noastre se transformă în funcție de lucrurile la care privim, le vorbim, le studiem, lucrurile care medităm asupra lor, lucrurile care le contemplăm, lucrurile care ne ocupăm. Mintea noastră devine din ce în ce mai mult și mai mult obsedată de lucrurile cu care ne ocupăm și cu cât le reflectăm mai mult asupra lor, ne uităm mai mult la ele, cu atât le dorim mai mult, până devenim ceea ce privim. De aceea, în momentul în care you dwell, îți ții mintea pe Hristos, pe Biblie, pe rugăciune, pe jertfa Lui, pe caracterul Lui, cu cât mai mult îți ții mintea pe El, cu atât mai mult mintea ta este umplută cu El și transformată. Cu atât mai mult suntem transformați în imaginea Lui, cu cât mai mult contemplăm iubirea, goodness, bunătatea lui Dumnezeu și așa mai departe, cu atât mai mult mintea noastră este educată și schimbată, și nu numai mintea, și inima, zic eu, așa încât devenim tot mai mult ca Hristos. Auziți, fraților, cum este biruința? Întoarceți ochii spre Hristos. Întoarceți ochii spre Hristos. Întoarceți ochii spre Hristos. Este extraordinar. Probabil că ați auzit istoria asta sau nu. Am aici două și probabil că mi-ajunge timpul să le termin. Una cu Ruby, o fetiță din America în 1000... Ia să vedem... Ruby Bridges în 1966, fetița în poză aici, negresă, care a fost primul negru care a mers la o școală de albi. S-au strâns albi cu pietre să o omoare. Și a venit FBI-ul să o păzească. Și erau albi care erau din ăștia cu segregiști, cu să fie școli de albi și școli de negri, erau albi și au zis, nu, au început să defileze, sunt poze pe internet, dacă puneți Ruby Bridges, dacă puneți pe internet o să vedeți toate pozele și povestea. Și au început să țipe, aveau plancarte, nu negrilor, nu în școlile noastre, nu în restaurantele noastre, nu în autobuze, să aibă locul lor, să aibă, nu. Și ea a fost prima prin lege care a mers la o școală albă. First African American Child, ca să meargă împotriva dezegregaiei și așa mai departe. Și a mers la William France Elementary School în Louisiana. Auziți, avea șapte ani fetița. Când a ajuns în fața școlii, n-aveți cum să vedeți, dar aici o mulțime de oameni țipând împotriva ei, cuvinte urâte, cuvinte extraordinar de urâte. Au început să o scuipe, să o scuipe pe față, să arunce cu pietre. În momentul în care țipau și o scuipau cu pietre, ea a început să plângă. S-a terminat școala, agenții de FBI s-au dus și au luat-o ca să nu atace ceilalți, au luat-o și au dus acasă. Și când s-au dus acasă, a întrebat părinții, mă scuipă toți? Mă jignesc toți? Ce pot să fac? Să nu mai mă duc acolo. Și părinții au spus, motivul pentru care tu suferi nu este că sunt ei așa, tu nu poți să-i schimbi pe ei așa, este că tu nu ești creștin. Și fetița de 7 ani zice, cum adică? Ce tu ți-ai pus ochii pe scuipăturile lor și pe strigătele lor, în loc să-ți pui ochii pe crucea lui Hristos. Zice, când ei te scuipă, pune-ți ochii pe crucea lui Hristos. Pentru că în momentul în care le vezi pe El pe cruce, ceilalți nu mai au nicio valoare. Și spune cum a spus Iisus, Doamne, te rog, iartă-i, că ăștia nu știu ce fac, ăștia nu au spiritul Tău, că dacă ar avea Duhul Tău, n-ar face. Și vai de ei,
pentru că tu îi vei judeca și nu o să fie în cer. Te rog, iartă-i și lucrează cu ei. Ziua următoare, au venit agenții de FBI să o duc la școală. Când au luat-o să o ducă la școală, o scuipau, o aruncau cu pietre și a început să miște din buze. Și agenții de FBI o întreabă, ce miști din buze, injuri? Mă înțelegeți? Și a zis, nu, mă rog ca Domnul să ierte, că nu știu ce fac. Și agenții de FBI s-au uitat mirați și că ce? La care fetița le-a răspuns, cum faci asta? Ce mi-am pus ochii pe crucea lui Hristos și mi-a dat putere să biruiesc ce fac ei și să-mi dau seama ce a făcut Iisus. Și stând cu ochii ațintiți pe el, nu mă afectează ce fac ei. Când a ajuns acasă, e foarte interesant poza cu FBI în jurul lor, când a ajuns acasă, vorbește cu părinții. Și părinții răspunde așa, la piciorul crucii, Dumnezeu te umple cu prezența Lui, îți dă biruință și apoi luptă pentru tine. El a promis, eu voi merge înaintea ta, eu mă voi lupta pentru tine, tu nu trebuie să te lupți. Eu îți voi da case care nu le-ai clădit, eu îți voi da grădini care nu le-ai zidit, eu îți voi pune o inimă nouă și voi pune în ea poruncile mele, eu îți voi da o minte nouă, eu îți voi da victorie peste armii care sunt mai mari decât tine, dacă tu mă pui pe primul loc. Au întrebat-o, cum ai putut să te schimbi așa? Și a răspuns, lupta a fost în minte. În momentul în care mi-am pus mintea pe Hristos, n-am mai avut nicio problemă. Lupta a fost în minte. În momentul în care mi-am pus mintea pe Hristos, n-am mai avut nicio problemă. În momentul în care mi-am pus mintea pe Hristos, pune-ți, frate, mintea pe Hristos. Rugăciunea nu este metoda de a-ți rezolva problemele. De-aia spune ce? Fii liniștit și să știi că eu sunt Domnul. Nu zice să fii liniștit, adică să nu vorbești. Ci este Rafa, fii liniștit, e în ebraică Rafa, și să știi că eu sunt Domnul, nu zice să știi că eu sunt Domnul. Și Satana știe că Domnul e Domnul. Este Iada. Ce înseamnă Rafa? Rafa înseamnă nu încerca să te agiți și să-ți rezolvi problemele. Eu știu problemele tale, te știu pe tine, știu nevoile tale mai bine decât le știi tu. Dumnezeu te cunoaște. Nu încerca să rezolvi. Când vin prezența mea, calmează-te, nu încerca să rezolvi. Iada, ce înseamnă aia? Iada i-a spus Dumnezeu lui Adam și lui Eva când le-a spus să se culce împreună să facă copii. Când vin prezența mea, în loc să rezolv problemele, încearcă să ai o relație intimă cu mine. Încearcă să mă cunoști. Încearcă să înțelegi cine sunt eu. Pentru că dacă tu mă cunoști pe mine, asta este nevoia ta cea mai mare. Nu se rezolv problema sau aia sau aia. Și să mă cunoști pe mine. Dacă mă cunoști pe mine, să-L cunoști pe Hristos este viața. De-aia Moise zice, Doamne, vreau să te cunosc, arată-mi cine ești. Dumnezeu zice, cine e? Și Dumnezeu nu-i spune, uite, sunt sfânt, sunt puternic. Spune Dumnezeu, un Dumnezeu plin de milă, plin de îndurare, gata să ierte 1000 de generații. De-aia spune David, vreau să te văd. Când sunt cu tine, nu mai întrebe nimic. O zi în prezența ta e mai mult decât 1000 de zi în Hawaii. De-aia toți vor să-L cunoască pe Hristos. În Biblie, toți vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că cunoașterea de Dumnezeu te transformă. De-aia cei din Biblie sunt oameni ai credinței. Pentru că-L cunosc pe Dumnezeul lor. Asta e nevoia noastră. Asta face rugăciunea și studiu. Nu este ca o datorie, nu este să rezolvi probleme, ci să petrești timp cu Hristos, să-L cunoști pe Hristos. Asta este nevoia noastră. Cunoașterea de Hristos te va transforma. De-aia trebuie să ne rugăm, nu ca formă, ci cu o sete, cu o foame de prezența lui Dumnezeu. Te doresc din toată inima, cum dorește un cerb. Așa te sufletul meu, te vreau pe tine. Nu vreau binecuvântele tale, te vreau pe tine. Te vreau pe tine. Te vreau pe tine. Doresc a ta prezență din toată inima, Doamne. În fiecare clipă, în fiecare zi, doresc a ta prezență. Te rog, vino. Pentru că Biblia spune așa, dacă îl vom căuta cu toată inima, Dumnezeu promite că îl vom găsi. Asta e promisiunea cea mai minunată. Frații mei, timpul e aproape expirat. 5 minute, profetice sau reale? 5 reale, auziți. Timpul e aproape expirat. Câțiva dintre voastre probabil că ați auzit, când în una din drumurile în Cuba, merg periodic în Cuba și încercăm acolo cu un grup de oameni să plantăm 300 și ceva de biserici în 300 și ceva de locații fără niciun fel de adventist. Și am reușit prin Harul lui Dumnezeu să plantăm vreo 62 până acum cu pastori, cu evangelizări, cu botezuri, cu tot. Și într-unul dintre drumuri eram în Cuba și probabil că ați auzit, predicam la Amvon, eram Bayamo, predicam la Amvon și sala era plină, pe rânduri, între rânduri era plin, la geamuri era plin, lume grămadă și vine unul în spate, așa înalt ca Schwarzenegger și se rează mă de așa de ușă, se uită din ochi așa la mine și când mă uit spre spate,
mi-arată pumnul. M-am uitat la el, am vrut și iar pumnul, am trecut din el, m-am văzut de predică. Când termin predica, ăla anunță cântarea, încep să cânte sfinții, cântau cumbaia sau altceva ce cântau, și vine prezbiterul sau diaconul, vine lângă mine, zice, frate pastor, uite ușa asta prin spate, intră în camera comitetului, iese afară, unde sunt WC-urile, ieși pe ușe și fugi cât de tare poți la hotel, fugi cât de tare poți și încuie ușa. Zice, frate, ce ai? M-a apucat strechea, ce am să fug? Și zice, nu frate, zice, uite, îl vezi pe ăla de la ușă? Ăla este, se închine la satana, e în droguri, e în băutură, urăște pe Dumnezeu, urăște pastorii, de câte ori am ținut evanghelizare, ăla a bătut pastorul. Zici că ești dat la ochi cu machiaj, dar nu ești dat de ăla, ești de la bătaia lui. Te bate de până învinețești. Fugi cât poți de tare. Și a spus, frate, uite care e treaba. Iubirea și prezența lui Dumnezeu gonește orice frică. Nu mi-e frică de el. Dacă Dumnezeu m-a adus aici pentru el, de ce să fug de el? Poate că trebuie să lucrez cu el, poate trebuie să mă rog pentru el. Mie nu mi-e frică decât Dumnezeu, nu mi-e frică de el. Ce, ok, să nu spui că nu te-am avertizat. Nu, frate, nu mi-e frică, stai liniștit. Termină cu cântarea, termină cu rugăciunea, mă duc la ușă, îți dau mâna, vai de mine, a sărit, n-am ilal. Când a sărit la mine, am uitat că nu mi-e frică de el, m-am făcut mic. M-a prins, m-a strâns, când m-a strâns, you know, m-a ridicat așa, cum era el înalt, iar picioarele mi erau pe aici, pe undeva, mișcam, și mă strânge și Pablo, care era traducător, era profesor de chimie, dar vorbea engleză perfect, Pablo, traducătorul, zice, lasă-l mai jos, că nu poate să respire. Eu, și ăla zice, în spaniolă vorbeau, zice, ce? Și ăsta îi spune, lasă-l jos, că nu poate să respire. Îmi dă drumul și după aceea sare la mine, pune capul așa pe mine, cum eram eu scund, pune capul pe umărul meu aici și începe să plângă. Dita mai n-am, mi-l-a plângea pe umărul meu. Eu n-am știut ce să fac, am început să-l bat pe spate, zic, calm down, lasă, e ok, it's ok, Jesus love you, stai, calm down. Îl băteam pe spate. Și îl întreb pe ăsta, ce are ăsta de plânge? I s-au înnecat pisici, ce are de plânge? Și ăsta începe să-mi traducă. Ce am venit aici să te bat. Îmi bat nevasta, am bătut câțiva polițai, am fost în pușcărie, am venit să te bat. Și tu ai început să vorbești de Hristos, de caracterul lui, de crucea lui, de iertarea lui, de bunătatea lui, de mântuirea lui. Și eu în viața mea n-am avut decât luptă, 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 luptă. Și ai zis, puneți ochii pe el pentru o clipă, puneți ochii pe el, că dacă îl vezi pe el și îl înțelegi pe el, te vei schimba. Nu poți. Isaia când l-a văzut a fost schimbat. Pavel pe drumul spre Damascus când l-a văzut din persecutor a fost schimbat. Zacheus când l-a văzut din copac s-a schimbat. Când îl vezi pe Hristos, numai când te uiți la el, prezența lui te schimbă. Puneți ochii pe el tot timpul. Vă amintiți? Keep your eyes on the ball, țineți ochii pe minge. Puneți ochii pe Hristos. Puneți, aia e lupta ta. Lupta ta nu e cu Satana. Satana te va birui. Lupta ta e să stai conectat cu Hristos. Puneți ochii. Puneți ochii. Puneți ochii. Și ce, pastore, spune Namila de om, când mi-ai spus pentru o clipă să-mi pun ochii pe Hristos, m-am gândit dacă asta e adevărat. Și dacă Iisus e așa de bun, vreau să-mi pun și ochii pe Hristos. Și după aceea tu ai început să descrii crucea și ai început să descrii iertarea și ai început să descrii cerul și am zis, vreau și eu iertare, vreau și eu cerul. Ce să fac? Îmi pun ochii pe Hristos. Zice, pastore, crezi că pot să fiu salvat? Zic, în mod sigur, tu deja ești salvat. Păi dacă tu spui asta, tu ești iertat, de aici înainte ține ochii pe Hristos, că altfel cum te depărtezi de el, cum Satana te atacă și te doboară iar. Zice, neprihănitul ca de 7 ori, dar nu ce face, se ridică iar înapoi, ochii pe Hristos. Zic, tu ești acum pe drumul bun, pune-ți ochii pe Hristos. Și zice, în spaniolă, zice, sunt așa de fericit. Stă o secundă, zice, nu sunt fericit. Zic, mă, omule, așa de repede ochii de ochii de pe Hristos, ce-i cu tine? Ce nu? Ce, mi-am pus ochii pe Hristos, dar mi-am dat seama că nevasta mea nu știe. Până acum o băteam aia, când mă vede acasă, moare de frică. Ce fac eu să-și pună așa ochii pe Hristos, să fie așa fericită ca mine? Zic, adu-o mâine seară. Păi ce, eu stau la 21 de kilometri și n-am mașină. Vorbesc cu Pablo, cu traducătorul, zic, cine are mașină aici? Zic, că Jorge are mașină. Avea un Chevy 1952, vechi, din ăla frumos. Zic, îl chem pe brother Jorge, zic, frate, vino încoa, ai mașină, da. Cât te costă să te duci în satul următor să-i aduci pe ăștia? Păi zice, 50 de cenți, un dolar. Zic, gata, domnule, uite aici, cine 10 dolari, în fiecare seară îi aduci pe ăștia. Seara următoare vine cu nevasta. Vine la mine, zic, că nevasta și-a pus ochii pe Hristos. De acum și eu și ea suntem fericiți. De aceea tot nu-s fericit. De ce, măi? Zice, îți dai seama, mergeam la băut cu 150-200 de oameni, toți ne întâlneam la bar. Și ăia trebuie să vadă ce am văzut eu. Dacă ăia văd pe Hristos pe cruce, dacă ăia înțeleg iubirea lui Dumnezeu, se schimbă și ei. Pastore, poți să-i aduci și pe ei, să-și pună și ei ochii pe Hristos, să înțeleagă și ei caracterul, să-L vadă și ei pe Dumnezeu, să-L înțeleagă ce Dumnezeu, ce Tată, ce iubire. Zi-mă, omule, Jorge n-are decât 5 locuri în mașină, cum să aduci 150 de oameni? Îl chem pe Paulo, zic, băi, cine poate să aducă 150 de oameni?
Păi ce, vecinul Jorge are autobuzul care cară oamenii prin oraș și lucrează în două tururi. El lucrează până la două și celălalt lucrează de la două la... Zic, cheamă-l pe ăla care lucrează până la două. Zic, uite, măi, în fiecare seară la ora 6 îi aduci pe ăștia 150 de băuți. Cât îți trebuie? Zic, păi $7 pe drum. Ține aici, uite, 50, în fiecare seară îi aduci. Seara următoare, 3 drumuri. 50, 50, 50 la aducere. După evanghelizare, 50, 50, 50, 3 drumuri. Vine la mine Macio, n-am mila de om, și zice, am crezut că sunt cineva. În momentul în care mi-am pus ochii pe Hristos, mi-am dat seama că sunt primul între păcătoși, că nu sunt nimic. Mi-am dat seama că Dumnezeu m-a iertat și mi-am dat seama că Dumnezeu are puterea să mă schimbe și să mă mântuiască. Și ce sunt fericit. Ce nu numai că mă mântuiește pe mine, nevasta, prietenii, copiii, prezența lui Dumnezeu schimbă tot în viața mea. Ce, pastore, Dumnezeu te-a adus aici. Zic, măi, Dumnezeu te-a adus pe tine și pe mine și pe toți. Continuă să ții ochii pe Hristos. Ce este, fraților, rugăciunea? Întoarceți ochii pe Hristos cu dorința de a-L cunoaște. Cu o dorință sinceră de a avea o relație reală, nu o formă de credință, ci o relație reală cu Dumnezeu tău. Cum e credința dacă nu-ți cunoști Dumnezeu? De aia s-au speriat iscoadele. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, nu te tem, nu ne temem de nimic decât de a uita brațul care ne-a condus. Nu ne temem de nimic decât de a nu ține ochii pe Hristos, decât de a ne separa de Hristos. Când Iisus e cu mine, cine poate să mă separe de Hristos? Înălțimile, adâncimile, cine? Nimic. Să cunoști dragul lui Hristos care depășește orice cunoștință, să cunoști pe Dumnezeu. Amin? Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine. Ca după o viață de credință, sau după 5 sau 10 sau o lună de credință, să iei o hotărâre nouă. O dorință de a avea o relație strânsă, sinceră, continuă, zilnică cu El. Câți dintre noastre vrea să ia hotărârea asta? Doamne, ajută-mă să te caut din toată inima, să am o relație zilnică cu Tine. Câți vor să ia hotărârea asta? Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Vă invit un minut, real, nu profetic, să închideți ochii, să vă rugați privat. În timp ce muzica merge încet, nu să ziceți, Doamne, te rog, vino în inima mea. Te rog, dă-mi o sete de prezența Ta să fie deasupra de setea de alte lucruri. Pentru că Iisus vine în curând, toate o să ardă. Asta e speranța Ta. Uită-te împrejur ce se întâmplă cu lumea asta. Asta e speranța Ta. Doamne, eu am tendința să fiu ocupat să uit. Amintește-mi și ajută-mă să nu mă separ de Tine, căci fără Tine greșesc. Te rog, Doamne, ajută-mă să rămân în Tine. Faceți rugăciunea asta și apoi vom încheia.